În vederea abordării celor 5 meciuri din Rugby Europe Championship 2020, programate în intervalul 1 februarie-14 martie, Naționala de Rugby a României s-a reunit sub comanda noului staff tehnic, format din Andrew Robinson, antrenor principal, Lasha Tavarkiladze, antrenor asistent, și Sosene Anesi, antrenor asistent. După prima reunire a lotului la Izvorani, începând de ieri și până în 22 ianuarie, cei 32 de jucători din campionatul intern, împreună cu cei care evoluează în străinătate, se vor pregăti în Antalya, Turcia. Din lista jucătorilor convocați fac parte și 5 dintre componenții campioanei României, CSM Știința Baia Mare. Pilierii Iulian Harțig și Constantin Pristăviță, talonerul Ovidiu Cojocaru, flancherul Cristi Marian Chirică, respectiv fundașul Paul Popoaia. Potrivit țintarului, tricolorii vor debuta în această ediție a Rugby Europe Championship cu un match la Tbilisi contra Georgiei, în data de 1 februarie. O săptămână mai târziu, băieții noștri vor poposi la Caidas de Raina pentru duelul cu Portugalia, urmând ca în 22 februarie să evolueze la Botoșani contra Spaniei. În 7 și 14 martie, stejarii vor juca la Krasnodar cu Rusia, urmând să încheie acest periplu cu o revenire la Botoșani, într-un joc contra Belgiei.